vicecampionul Valeriu Răileanu de la Astra Brașov nu reușește să se impună din start. Surpriza s-a numit Luigi Mihail, vicecampionul CZ-urilor la clasa 250 de centimetri cubi a anului trecut. De data aceasta, Mihail însă se impune din start și conduce în fața lui Cătălin Duță. Duță este susținut frenetic de spectatorii veniți în număr mare la această etapă și câmpineanul se află în permanentă tatonare a lui Luigi Mihail. Până la urmă, în fața tribunei principale, Duță reușește pe una din trambuline să-l depășească pe brașovean și astfel ordinea se schimbă. Traseul câmpinean a oferit sărituri foarte spectaculoase și de mare amplitudine. Duță și-a încântat suporterii prin zborurile sale planate, demonstrând că acest traseu este foarte bine cunoscut. Cu numărul 44 de concurs, Marcel Butuza, liderul Vectrei BK din Zărnești, obținea locul 4 în această manșă și pornea cu 13 puncte în campionatul național. Butuza s-a aflat la un moment dat chiar în fața lui Valeriu Răileanu, vicecampionul sezonului 1995. Până la urmă însă Răileanu va reveni și va reuși să încheie etapa pe poziția a treia. Numărul 4 de concurs, Valeriu Răileanu, aleargă pe aceeași motocicletă Yamaha pe care a concurat și în sezonul trecut. Cu numărul 2 de concurs, campionul din 1995 evoluează doar pentru proprii suporteri după ce a scăpat de presiunea brașoveanului Luigi Mihail. Alergătorul de la Astra Brașov a avut probleme cu o pană de cauciuc și ca urmare a pierdut contactul cu liderul cursei. Valeriu Răileanu a reușit însă, vă spuneam, să-l depășească pe Marcel Butuza și să urce în poziția a treia a cursei. În 1995, bătălia pentru titlul național s-a dat între Cătălin Duță și Valeriu Răileanu. Învins în debutul sezonului în ambele manșe, Duță a trebuit să se lupte pentru a reface handicapul de 6 puncte. Răileanu și Duță și-au împărțit victoriile în toate etapele ce au urmat, pentru ca apoi la Câmpina, în finalul sezonului, să se decidă campionul național. Profitând de absența lui Răileanu, Duță a reușit să-și asigure atunci al doilea titlu național. De data aceasta însă, debut perfect de sezon pentru Cătălin Duță și acesta obține victoria aici, bucurându-și suporterii. Mi se pare normal să bucur suporterii dacă ei te aclamă și te susțin. Deci părerea mea că e ceva normal și dacă s-a putut face asta, e normal să o fac, nu? Dacă Luigi era lângă mine, atunci nu știu dacă mai aveam timp de așa ceva. La 250 de centimetri cu Florian Pop revenea găsind sponsorizarea pentru o motocicletă model 96. Am avut emoții mari până să-mi cumpăr motocicleta. Mai am și în continuare emoții pentru că în prima etapă am primit motocicleta târziu, n-am reușit să mă antrenez încă, să ajung la valoarea maximă și apoi nu știu care e diferența de valoare între mine și adversarii mei. Și diferența de valoare, într-adevăr, s-a menținut. Florian Pop, campionul sezonului 1995, dispunea deci în acest sezon de o motocicletă Suzuki model 1996. Printr-o sponsorizare a clubului său Motostar din Buzău, sponsorizare obținută de la firma de asigurări Agia, Florian Pop cheltuia aproximativ 13.000 de mărci și astfel începea sezonul cu echipament de ultimă oră. Cu numărul 1 de concurs, Florian Pop s-a impus în fața numărului 11, Vitali Gonciarov, principalul său adversar din 1995, Vitali Gonciarov alergând pentru Astra Brașov. Gonciarov a fost depășit chiar din startul acestei prime manșe și Florian Pop s-a impus în fața moldoveanului ce alergă pentru clubul brașovean. Pentru poziția a treia, bătălia s-a dat între cei doi echipieri de la Vectra BK din Zărnești. Cu numărul 23 de concurs în prima manșă, Dorin Titilincu a reușit să-l surprindă pe numărul 37, Ernest Milner,
ocupând astfel poziția a treia. Ernest Müller se mulțumea cu locul 4 în prima manșă, însă spera ca în manșa a doua să refacă acest handicap. Dorin Titilincu a fost învins de Florian Pop, însă zărneșteanul nu a abordat această etapă în plenitudinea forțelor sale datorită unei boli ce persistă. Numărul 5 de concurs, Mirel Pandrea, alergător pentru Astra Brașov, obținea poziția a 6-a în această primă manșă. Florian Pop trecea linia de sosire și îi învingea pe cei doi favoriți de la Vectra BK. Numărul 37, Ernest Müller, trece linia de sosire în poziția a 4-a și declara: eu sunt în acest campionat venit ca să îmbunătățesc, să zicem așa, valoarea sportului cu motor în țara noastră și pe pistele de competiție. Și tacheta mea de comparație nu este Pop Florian, ci, bine, sunt niște ambiții mai din vechi, sunt niște diferențe de vârstă, vreau să fiu în apropierea lui. La clasa 250 de centimetri cubi a motocicletelor CZ, Alexandru Ilieș nu a oferit nicio șansă adversarilor săi. Stelistul, deși nu a dispus de o motocicletă performantă cu care să se înscrie la clasa motocicletelor speciale, a reușit să treacă primul linia de sosire aici, obținând victoria în ambele manșe și preluând conducerea în clasamentul general al piloților. La 80 de centimetri cubi, Olga Bridenco debuta în campionatul național. Ți-a fost greu să te bați cu băieții? Te-ai antrenat mult pentru asta? În jumătate de an. Și la 80 de centimetri cubi, însă lucrurile au fost clare. Olga Bridenco ocupa locul 2, însă Andraș Tamaș domină în continuare clasa. Cei mai aplaudați la Câmpina au fost însă piticii. Cu numărul 6, Alexandru Covaș Timișoreanu reușea victoria la 50 de centimetri cubi la doar cei 10 ani ai săi. Cu numărul 20, însă Alexandru Dumitrescu, la doar 6 ani și jumătate, reușea să încheie prima manșă obținând 11 puncte. Îmi place. Ce? Pe concurs. Și concursul a continuat cu nou creata clasă 500. Doar doi alergători au făcut debutul acestei clase, deși Marcel Butuza trebuia să fie al treilea. Ce s-a întâmplat? Ne așteptam să vă vedem la clasa 500. De ce nu ați mai alergat? Am vândut motocicleta. Între timp? Între timp, în pauză. În manșa a doua nu s-a întâmplat nimic nou. Cătălin Duță reușește să încălzească din nou fanii săi și obține a doua victorie în debutul sezonului 96. Câmpineanul adună 40 de puncte în clasamentul general, iar următoarele 3 poziții au fost neschimbate ca în prima manșă. Ca urmare, în clasamentul general, Duță este urmat de Luigi Mihail cu 2 poziții secunde obținute la Câmpina. Locul 3, Valeriu Răileanu, cu cele 2 locuri 3 obținute aici, iar pe 4, Marcel Butuza. Pe 5, Viorel Boțoacă de la Motostar Buzău, pe 6, Octavian Ionescu de la același club, iar pe 7, Ciprian Popescu de la clubul din Câmpina. La 250 de centimetri cubi l-ați recunoscut pe același Florian Pop, numărul 1 al sezonului 1995 a dominat și această manșă. Deși Vitali Gonciarov a plecat mai bine la start, Florian Pop a reușit depășirea moldoveanului în scurt timp și, ca urmare, adună 40 de puncte în clasamentul general. În poziția a doua rămâne Vitali Gonciarov, sportivul de la Astra Brașov fiind la un pas de descalificare din manșa secundă datorită unor injurii aduse oficialilor. Până la urmă însă Gonciarov a fost doar amendat și și-a menținut cele 34 de puncte adunate. Ernest Müller și Dorin Titilincu cu 28 de puncte și împart pozițiile 3 și 4. Înainte de a încheia însă, ce veți putea urmări sâmbătă 18? Ce s-a întâmplat în ultima etapă a campionatului național de motocross individual? Vom trece apoi la karting cu cea de-a doua etapă alergată la Târgu Secuiesc.
Iar în final un subiect tot din karting. Veți vedea ceea ce a reușit să facă singurul nostru pilot, Alexandru Mălăuț, pilot ce a fost prezent la etapa de campionat mondial a cadeților desfășurată în Belgia. La Buzău, deci, s-a alergat ultima etapă a campionatului național de motocross individual. Dacă la celelalte clase se părea că titlul național este în siguranță, la 125 de centimetri cu bătălia era dură între Cătălin Duță și Mihail Luigi, între cei doi aflându-se doar 4 puncte. Prima ideea mea este să tatonez adversarul, să aștept, trebuie să câștig o manșă. Și probabil dacă nu voi câștiga prima manșă, poate la a doua totul sau nimic. Că n-am curaj să las pe manșa a doua totul, dar nici nu vreau să risc în prima să cad sau să pățesc ceva. Și oricum nu înseamnă că o să merg liniștit. Emoțiunea mea că am căzut la antrenament foarte rău. Ieri am făcut o comoție cerebrală și m-am lovit foarte rău la spate. Și nu sunt tocmai în formă ca să merg, dar... Este ultima cursă la care trebuie să câștig. Dacă câștig e bine, dacă nu, e bine și așa, numai că pierd titlul de campion. După un sezon parcurs cap la cap, cei doi erau pregătiți și pentru un eșec. Ce faci dacă nu reușești să obții titlul astăzi? Mă duc acasă și dorm bine. Nu știu, vom vedea. Sper să nu fie așa. Ca urmare, vom vedea ce s-a întâmplat în prima manșă la cea mai spectaculoasă clasă, 125 de centimetri cub. Aici, la Buzău, traseul era foarte convenabil lui Cătălin Duță, liderul clasamentului general. Vă aduc aminte însă, între prima poziție și a doua poziție se aflau doar 4 puncte în acest clasament. Duță a avut un start excelent, însă chiar în turul cu numărul 2, Luigi Mihail revine și brașoveanul trece în frunte. Ca urmare, titlul urma să se decidă în acest duel dintre... Câmpineanul Cătălin Duță, aflat acum în poziția a doua, cel cu numărul 2, și cu numărul 6, brașoveanul Mihail Luigi, ce spera să obțină aici titlul național în ultimul moment. Mihail Luigi venea după o căzătură serioasă în antrenamentele desfășurate în ziua precedentă concursului. O căzătură care s-a terminat cu o ușoară comoție cerebrală. Până la urmă însă, Luigi Mihail a fost recuperat și a putut să ia startul. Cu numărul 4 de concurs pe o motocicletă la Yamaha, o motocicletă ce a fost folosită și în sezonul precedent, Valeriu Răileanu, ce aleargă tot pentru asta Brașov, el provenind însă de la Clubul Basarabean al Armatei, se afla în poziția a treia. Pentru Răileanu însă locul 2 nu mai era posibil, deoarece sportivul moldovean a lipsit la penultima etapă alergată la Autorheiul Secuiesc. Acesta a fost momentul cel mai important al cursei. Cătălin Duță revine din poziția a doua și, profitând de cedarea fizică a brașoveanului Luigi Mihail, trece pe prima poziție. Duță nu a mai putut fi ajuns până în finalul acestei curse, el reușind victoria în prima manșă a clasei 125 de centimetri cub. Luigi Mihail, deși s-a aflat permanent în spatele lui Duță, a trebuit să se mulțumească cu poziția secundă, astfel în clasamentul general distanța dintre cei doi ajungând la 7 puncte. Valeriu Răileanu a fost cel ce a reușit poziția a treia, în timp ce pe locul 4 a urcat Zoltan Fazekas de la Electro Sfântul Gheorghe. Locul 5 în această etapă a fost obținut de numărul 22, Ovidiu Spârchez de la Vectra BK din Zărnești. Duță trece linia de sosire și se apropie deci de cel de-al treilea titlu național la 125 de centimetri cub. Cătălin, cum e? Ești campion național. Încă nu se poate spune. Mai sunt 35 de minute în care trebuie un loc cu 2 sau 3 și deci până la șahul din manșa viitoare nu se poate spune încă. Mai ai emoții pentru manșa viitoare? Emoții nu, sunt tare obosit, că ritmul a fost foarte mare la început și mă bucur că am rezistat.
Mai poți vorbi, Luchi? Mai pot, dar ce o stare. De ce? Păi oricum am pierdut, nu? Mai e o manșă? Da, pentru cursa asta, pentru titlu am pierdut oricum, care mai multe puncte acum. Am obosit, m-a dus spatele, capul. La 250 de centimetri cubi, alergătorii de la Vectra Backup pregăteau o surpriză. Inițial am discutat ceva să ne ajutăm, dar contra seu cu așa mult praf, strategia poate nu totdeauna iese la iveală. Deci calculele nu ies cu calculul hârtiei. Cel vizat de către piloții de la Vectra BK era numărul 1, Florian Pop, liderul clasamentului general. Pop alerga în fața propriilor suporteri Târgu Mureșeanul, fiind înscris de către clubul Motostar din Buzău. Ca urmare, Pop s-a bucurat de tot sprijinul publicului, însă liderul clasamentului general a abordat cursa destul de deconcentrat. Pop a condus din start, însă ca urmare a două căzături surprinzătoare, Dorin Titilincu a reușit să profite. Zărneșteanul s-a aflat foarte aproape de Florian Pop și ca urmare nu a scăpat acest prilej, trecând primul linia de sosire. Cu numărul 37, tot de la Vectra BK din Zărnești, Ernest Müller, pe o motocicletă Yamaha, a profitat și el de căzăturile lui Florian Pop, trecând în poziția a doua. Ca urmare, prima manșă a fost dominată de alergătorii de la Vectra BK, Dorin Titilincu, Ernest Müller devasându-l pe Florian Pop, însă în continuare Târgu Mureșeanul rămânea primul în clasamentul general. Cele 15 puncte obținute aici în prima manșă nu făceau decât să-i asigure apropierea de titlul național al sezonului 1996. Dorin Titilincu însă obținea victoria de prestigiu aici la Buzău, chiar în fața suporterilor lui Florian Pop. Nu așteptam nici să bat chiar aici la casa ea, dar a fost, nu știu, o întâmplare, așa că cauza că eu nu m-am trezut, cum zice tot ziua. Muncesc cam 13-14 ore pe zi, deci inclusiv ieri a fost chestia asta. Și nu m-a așteptat să, chiar aici, la ploaie, la Nesmi Slav, nu e mai tare. La clasa 500 de centimetri cubi, în singura manșă alergată, Dan Tatoiu obține o nouă victorie. Brașoveanul devine astfel campion național al nou înființatei clase 500 de centimetri cubi. Clasa CZ-urilor a fost dominată de alergătorii de la Steaua București. La 250 de centimetri cubi, Alexandru Ilieș, cu victorii în toate manșele sezonului 1996, obține titlul în acest an. Cu un total de 200 de puncte, Alexandru Ilieș l-a devansat pe Tiberiu Colciar de la Voința Sibiu, acesta obținând titlul de vicecampion al anului. Clasa inferioară a motocicletelor CZ a fost dominată de Ciprian Lucaci, acesta cu 180 de puncte îl devansează pe Robert Hăbeanu de la Automecanica Moreni. Pe aceeași motocicletă Suzuki, Andraș Tamaș își păstrează titlul național obținut anul trecut la clasa 80. În vârstă de 7 ani și jumătate, timișoreanul Alex Covaci obține primul său titlu la 50 de centimetri cubi. Astăzi a fost o zi grea pentru mine. Am ieșit al treilea, mi s-a rupt frâna de spate și n-am mai putut să merg așa bine ca data trecută. La anul cred că voi merge la 80. La clasa 125 de centimetri cubi, în manșa a doua, câmpineanul Cătălin Duță trebuia să se claseze pe podium pentru a obține titlul național. Din spate însă, Luigi Mihail a forțat, el încercând măcar o victorie de prestigiu. Din păcate însă, o nouă căzătură a brașoveanului a pus punct speranțelor sale la titlul național al acestui sezon. Chiar dacă această căzătură nu a fost urmată de o comoție cerebrală, așa cum s-a întâmplat în antrenamentele din ziua precedentă, brașoveanul a pierdut orice speranță la prima poziție. Ca urmare, el a fost devansat atât de Cătălin Duță cât și de Valeriu Răilean. Brașoveanul însă a reușit să încheie pe locul 3, dar titlul de campion național i-a revenit câmpinanului de la Motoclub Lido, Cătălin Duță. Numărul 2 trece din nou primul linia de sosire, obține victoria de etapă și titlul național. Aici am vrut să fac o cursă tactică, să nu pierd campionatul, nu era păcat să risc ultima cursă. Deci avea emoții pentru titlu? Nu emoții, dar ce-i mână, nu-i niciuna. Cum era de așteptat, principalul obiect